Asculți Pregătit de Viitor La Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Pregătit de Viitor. Ana Maria Bodaison și vă salut cu drag din studioul Radio Terra Nova. Astăzi doresc să vă fac cunoștință cu o artistă în devenire, înzestrată de Dumnezeu cu reale calități vocale în domeniul muzicii populare. Este vorba despre un muguraș pe nume Daria, Daria Maxim. Nicoleta Maxim, care promite excelență în pregătirea profesională. Mai multe detalii le vom afla chiar de la dânsa. Dragi ascultători, sunt de-a dreptul încântată să vă prezint pe Daria. Daria, bine ai venit! Bine găsit! Ce faci? Cum te simți? Bine. Mă bucur tare mult. În primul rând, pentru că ai acceptat invitația, și surpriza de proporții va fi atunci când te vei prezenta și vei spune și câți ani ai. Da. Bine? Mulțumesc. Daria, cine ești? Daria Nicoleta Maxim. Am șase ani și îmi place să cânt. Îți place să cânți ce fel de muzică? Muzică populară. Foarte bine. Daria? Înainte de a începe să ne spui tu ce înseamnă muzica populară pentru tine și alte detalii, care cu siguranță um, ascultătorii noștri vor să le afle de la tine, aș dori să, să te întreb un lucru. Ce calități ai tu? Sunt credicioasă, uh, îți bună, îți blândă. Um... Ești ambițioasă? Da Foarte ambițioasă, știu eu de ce zic Bun, altceva Daria, ce poți să ne mai spui despre tine? Îmi place desenul Și după noi am făcut pictura și trebuia să desenăm un copac din degete, pictură. Și l-am făcut foarte frumos Felicitări! Mulțumesc. Și așa ți-ai dat seama că ești talentată și la desen. Da. Bun, cu excepția muzicii și a desenului mai există și alte discipline la școală care îți plac. Avapul bun. Uh, când trebuie să ne clăzim noi vocea cu doamna foarte frumos! Și noi trebuie să învățăm o melodie pentru ziua României. Oh, da. și îmi place foarte mult. Bun, 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 bun. Um, Daria, da. cu ce te ocupi tu în viața ta de zi cu zi? Ies afară, mă joc cu prietenii și stau prin casă. Asta se întâmplă după ce... Ies afară. După ce te pregătești pentru muzică populară, da. presupun. Așa. Faci ore de canto? Da. Cum sunt orele de canto? Mm. Sunt grele? Nu. No. Îți plac? Da. Ce anume îți plac? Cred că muzica populară. Muzica populară îți place la canto? Um, sunt piese care sunt um, dificile? Nu. No. Sunt ușoare? Sunt ușoare, în două ale mele. Ai piese ale tale? Da Poți să ne spui despre ce piese este vorba? O colindă și fata ta dragă. Ce frumos sunt, Să înțeleg că sunt compuse pentru tine Da Cine sunt autorii? Cine a compus versurile și cine a compus muzica? Doamna au compus versurile Cine este doamna? Doamna Puiu. Și ce să vă mai spun? Să ne spui cât de mult ai fost încântată în momentul în care doamna profesoară Puiu a compus muzica și versurile celor două piese. Cum s-a întâmplat asta? Pentru că poate le-a plăcut doamnei și mi-a plăcut și mie. Pentru că mie îmi place foarte mult Muzica populară Merg și la înregistrări La filmări Acum am filmat pentru Colinda Și mai urmează Să filmez pentru Ziua României Felicitări Avem o melodie care nu am înregistrat-o Am cântat-o live mai într-o zi Bravo, bravo, bravo Daria că n-ai descoperit tu pentru prima dată faptul că poți cânta. Cât pe de mică erai? La, pe la șase ani sau la cinci ani, mai îmi țin minte. A, șase ai spre șapte ai. acum, pe la cinci ani? Da. Dacă nu greșesc, să mă corectez, te rog. Mm. Deci pe la cinci ani. Acum un an, un an și ceva? Cred că da. Da. Socotele a fost bună. A fost întâmplător? Cum a fost? Sau nu? Mă convins tatăl meu. Te-a convins tatăl tău? Da, și mama. Dar cum de te-au convins? Adică ei au observat în tine un talent în direcția da. asta da. și te-au sprijinit. Da. Și tu ai fost de acord? Da. Bun. Și ești pregătită să înveți, toată viața, muzică da, da. populară? Da. Bravo! Um, povestește mi un pic, cum a fost perioada asta de un an și ceva pentru tine? Bine. Și păi... mi-a plăcut că am cântat cel mai mult. A, ți-a plăcut pentru că ai cântat cel mai mult. Mai există și alte aspecte pe care vrei să le spui tu despre această perioadă? Nu. Nu. Dar au existat și momente mai grele? Da. Aha. Poți să ne povestești despre un moment mai greu? Când uh, am învățat Colinda, că de la 5 ani doar am înregistrat-o, mi-era frică că atunci la 5 ani am făcut și filmarea de Colinda. Și mi-era frică, i-am zis, doamna, doamna, o făcut cu vocea mea, mi-era frică să nu o pună fără voce adică doar cu orgă. Și mi-au pus o cu voce și m-am descurcat. Oh, a fost o confirmare a faptului că tu erai pregătită să cânți cu voce. Da. Și te-ai bucurat. Da. Dar ce a fost dificil aici? Frica ta a fost dificilă, nu? Teama ta da. despre asta vorbim. Da. Bun, dar ne poți da un exemplu de alte situații în care știm cu toți cei care studiază muzica, știu că sunt și momente în care muncești foarte mult, Trebuie să iasă notele cum trebuie. Trebuie muncă multă. O buseală. Dar noi obusele? nu avem treabă cu notele. <laughs> nu, nu ne dă note. Nu Ne dă doar buline pe caiete. Nu, nu, notele muzicale. Iartă-mă, trebuia să specific. Notele muzicale. Mm. Ai văzut pe portativ? Vine doamna cu... Nu n-ai văzut tu, dar există, există, muzica este pusă pe portativ, dar spunem te rog, în momentul în care tu intri în contact cu o piesă nouă, ți se pare dificil de, de interpretat? Da, mi se pare foarte dificil de Păi învățat. uite, despre exemple de asta vreau să, să-mi spui. Prima piesă care a fost așa dificilă și la care ai muncit foarte mult ca să o interpretezi corect, care a fost? O mai ții minte? Bine, dacă a fost vreun exemplu că poate n-a fost. Nu mai țin minte, nu mai țin minte. Bun. Uh, te-aș ruga tare mult să-mi spui ce reprezintă muzica pentru tine. Mm, pentru că reprezintă pentru mine fericire. Ce frumos, fericire. Altceva? Că noi cântăm cel mai mult, cântăm și acasă, da, și la cantă. Bun. Ce mai reprezintă muzica pentru tine? Cu excepția celor spuse. Este cel mai important lucru din viața ta? Da, am făcut un concurs, am câștigat locul întâi. Mărul de aur. Felicitări că acum urma să, să te întreb dacă până acum ai reușit să câștigi premii și deja. Am, câșt, am câștigat unul. Bravo, bravo, bravo. A, cu ce piesă ai concurat? Fata tati dragă. Fata tati dragă, locul 1 la mărul de aur. De aur. Unde a avut loc? La Suceava. La Suceava. Felicitări, Daria! Cum a fost pentru tine pe, pe scenă? Cum te-ai simțit acolo? La început m-am simțit foarte trist că uita de mine. Deci nu m-am mai pus pe scenă. Se mai întâmplă? Eu zis, doamna, și m au pus pe mine pe scenă după. Am simțit bine, tremuram și mi-au scăpat emoțiile, gata. În momentul în care a început să cânta și uita de emoții. Da, au fugit. Au fugit au fugit atât de tare încât te-au părăsit, tu ai putut să cânti fantastic de bine, încât jurul n-a avut decât să te desemneze câștigătoarea concursului, nu? Da. Mă uita și jos, da, și sus. Bun. Dar cât, nu știu, cât de mândră te-ai simțit în momentul în care ți-ai auzit numele strigat pe scenă ca fiind câștigătoare? Bine. Doar bine? Da. Bine. <laughs> Cât timp ai vorbit despre premiul ăsta? După ce l-ai câștigat. Când am venit la Suceava le-am arătat prietenilor mele și o prietenă de-a mea ce? am mărul de aur? Și eu citit locul întâi mărul de aur în Maxim. Și eu nu avea ce să zic. E impresionat pe toți. Da. E șocat de dreptul. Da. Nu se așteptau? Nu. Dar tu te așteptai? Da. Asta e diferența. Bravo, Daria. Pentru că tu știai, de fapt, că ai muncit, prietenii tăi nu știau ce înseamnă. Apropo, da. de câte ori pe săptămână faci canto? Mm. O dată, de două ori, de mai multe ori? De câte ori mergi la doamna? Mm, de multe ori. De multe ori. Păi asta vrem să subliniem faptul că e muncă, multă. Muncă multă, da. Dar ție îți place? Da. Ca așa ai precizat. Bun. Până la urmă, cine te-a îndrumat cel mai mult spre muzica populară? Mama. Mama. De ce crezi tu că te-a... Sper că mama mă face mereu fericită și are grijă de mine. Cum reușește mama ta să facă lucrul ăsta? Te rog să te gândești la răspuns, pentru că sunt atâtea mame care ascultă emisiunea noastră Și cine știe Poate dăm idei Te rog, spune În ce constă fericirea aia Pe care ți-o oferă mama ta? Că mi-a Mâncare, jucării Ce vreau mea. Dar nu chiar în fiecare zi Clar lucru, nu în fiecare zi Dar Afecțiune simți în fiecare zi De la mama ta? Da Apoi asta e. Că te iubește mult. Da. Simți că te iubește mult și tu simți că trebuie să o răsplătești cu premii. A, așa, și cu premii. Da. <laughs> să înțeleg că premiul acesta este dedicat mamei tale? Da. Bravo. Și mai ai de gând să câștigi și alte concursuri sau te oprești aici? Mai am de când. Te-am scris, doamna, și la alte concursuri? Nu. Încă nu. Dar va urma. Da. Cu siguranță. Da. <laughs> bun, bun, bun. Daria, ce vrei să devii când vei fi mare? Mm, Profesor al ceu de artă. Excelent. Ce vrei să predai? Mm, muzica. muzica. Și desenul. Muzică și desen la un liceu de artă. Există un liceu mai apropiat de casa ta, unul mai, într-un oraș mai îndepărtat. Mai aproape. Mai aproape. Undeva mai aproape de casă? Mm. Bun. Îți plac copii? Crezi că te-ai descurca? Îmi plac foarte mult bebelușii. Îți plac bebelușii, dar cei de liceu? Cei mai mari? Nu. Păi și cum ai să predai tu? Te-ai gândit cum ai să faci față? Sau încă nu te gândești că ești mică? Încă nu mă gândesc. Încă foarte bine. O să... La asta o să meditez mai târziu. Da. Da. Bun. Ce alte talente mai ai, Daria? Să dasez. Bun, altceva. Să desenezi, am ținut minte. Da. Deci muzica, desenul, dansul. Pictura. Pictura. Avapul și pianul. Și pianul. Bun, ai început să cânți la pian? Puțin, da. Puțin. Cunoști notele muzicale? Nu. Doar te joci. Da, doar mă joc. Doar te joci. Dar nu joc că se învață lucrurile mari. Bun, dacă ție îți place, tot ce trebuie să faci este să se exersezi. Da. Dar mult. Bun. Ce-ai de gând să faci cu pictura? Vei. Desenam în fiecare zi, o să doresc să înveți tehnică. Nu, tehnic. la școală noi nu desenăm iar în fiecare zi. Nu, tu acasă? Nu, no, nu, no, nu. No. Îți place să pictezi, dar nu atât de mult încât să, să faci asta în fiecare zi. Da. Bun, dar în timpul tău liber, ce faci? Cu ce ți-l ocupi? Mă joc cu prietena mea. A, aveți un joc preferat al copilării? Că sunt foarte curioasă să aflu cum se mai joacă. Noi ne-aș telefoane. Stați una lângă alta și vă jucați pe telefon? Nu, nu, noi ne sunăm. Cum vă jucați voi două? Ne jucăm cu păpușile, mai ieșim prin parc. Ce faceți în parc? Ne jucăm vați ascunsea, sticluța cu o travă, magazinul și vați aprinsă. Oh. Prinsă. Frumos! Gașca voastră este formată doar din două persoane sau se mai lăutură și altele? Se mai datură multe. Așa. Noi nu facem pe echipe. Frumos. Cât de mult timp petreci afară? Mm, aproape până se face noaptea. Bravo. Aveți nevoie de aer curat? Aveți nevoie de mișcare? Păi de aia când stau așa frumos și desenezi... Încep Vezi? să alerg foarte mult și alerg din ce în ce mai repede. Uite, încă un plus. O să-mi spui data viitoare că ai descoperit și sportul printre pasiunile tale. Da. Splendid. Cât de mult te sprijină pri pă, părinții tăi, Daria? Îi simți aproape de tine? Da. Prin tata, când uh, el e la spital, când vine, eu mă încep să plâng. Pentru că am simțit foarte mult, fă lângă nu fără lângă mine, și când vine, eu încep să plâng. Am înțeles, îl iubești atât de mult și îți da. lipsește și când vine acasă, te bucur tare mult de prezența lui. Da. Bun, atunci simți că te sprijină. Da. Că îl vezi lângă tine. Da. Așa simte. Da, un copil care își iubește părinții. Și mama ta, sprijinul ei cum îl simți? Tot la fel. Tot la fel. Minunat. Și de la fratele tău? Dar hmm. Darus, ce face? Te necăjește sau te sprijină? Mă necăjește și mă sprijină. Așa fac frații. Da. Dacă mi-ai fi spus că doar te sprijină, aș fi avut un semn de îndoială. frații își mai fac și glume. Nu vreau să intru în detalii să te întreb ce glume vă faceți. Dar vreau să știu dar să, să înțeleg și eu, din întâlnirea aceasta noastră, cât de mult te pregătești tu pentru viitor? Știi ce înseamnă viitor? Da. Știi. Cât de mult te pregătești? Foarte mult. Bravo! Te ajută școala să te pregătești? Da. Pe păi cum te ajută școala să te pregătești? pentru că am colegi cel mai mulți și suntem prieteni. Așa. Un coleg, nu o să vă spun ce mi-a zis, și am pe nume Evelina Best Friends. Suntem cel mai bune prietene. Așa. I-am dat o brățară și acum trebuie să-i dau șlubui prietena mea, că după se supără. Ai două prietene? Da. O singură brățare cu BFF? Nu, no best friend forever? Nu, eu am de la fără de la scris de la. Am înțeles. Există niște brățări ale prieteniei da. și te pregătești pentru viitor din interacțiunea și cu alte persoane, adică e o persoană socială. Foarte bine. Nu ai idee de mult înseamnă asta. Mai mulți adulți ar trebui să să-i da. aminte la lucrurile astea? Până la cer și înapoi. Până la cer și înapoi. Dar vreau să știu, te mai întreb o dată, școala, tot ce înveți la școală, că de la nu se schimbă puțin școala, adică disciplinele vor fi altele, vreau să știu cum te ajută româna, matematica și alte discipline. Pe matematica care le faci. e ușoară. Matematica este ușoară, până mm. în prezent. Îți plac cifrele? Da. Ce operații faci acum la, la matematică? Mm. A, litera 6, nu. Cifra 6? Cifra 6, nu. Și noi avem și caietele speciale care trebuie să învățăm cu ei. Noi acum învățăm cu. Înainte aveam unul și acum avem altul. Avem cu Moș Crăciun. Da, și da, că se mai schimbă caietele speciale. Da, și acum Uh, învățăm cu nasture Bun Și la română? Litere? Ați început literele? Mm. Nu știu La ce literă ești? Uh. L-ai făcut pe A? Ai trecut de A? Da. Ah. Păi, ma, mă, să sunt literele Eu am învățat din 1 Păi, da Ai învățat deja și să scrii? Am cu litere de tipar? Am învățat scriptata Ana și... Bun! Și mama. Mama, tata, Ana, am înțeles bine? Da. Perfect! Numele tău știi să-l scrii? Da. Păi D ce să mai... A-R-I-A. Perfect, perfect. Bun, și crezi tu că toate aceste noțiuni, cunoștințele tale o să te ajute pe viitor? Da. Categoric. Da. Bun. Și totuși, să revenim la pasiunea ta cea mai mare, la muzica populară. Dăm voie să te întreb. Vrei să devii o cântăreață de succes da. sau nu? Da. Ai un model? Mm, da. Te cântăreți sau de cântăreață pe cine? Mm, pe doamna. Pe doamna. Pe ea mă învață să cânt și dacă greșesc, se repară. Păi, prin muncă se repară totul. Da. La doamna totul e ușor, nu? Da. Și frumos, da. și bine, da. și îți place. Perfect, Daria, perfect Mai am o rugăminte la tine să știi Pentru că sunt foarte multe persoane Care în acest moment ne urmăresc Ai vrea să le transmiți Un mesaj Ce le zice? Că să cânt muzică populară Am șase ani Mă numesc Daria și Pasiunea mea îmi place Să desenez și să pictez Splendid Daria, dă-mi voie să-ți mulțumesc Încă o dată că ai acceptat invitația. Plăcere. Dragi ascultători, vă mulțumim iarăși pentru că ne-ați urmărit și de această dată. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, aveți grijă de voi și de familiile voastre.